Dragi telespectatori, am revenit după pauza publicitară alături de domnul profesor Iamandescu în discuția noastră despre alergii. Domnule profesor, am stabilit înainte de pauză că alergiile pot avea o mare varietate de manifestări care pot să fie destul de dramatice în unele situații, dar la extrema cealaltă sunt reacțiile destul de blânde. O urticarie care de multe ori nici nu este vizibilă, este doar o mâncărime discretă. Cum aflăm dacă suntem sau nu alergici la ceva? La întrebarea asta vă pot răspunde că există mai multe posibilități de a afla dacă suntem alergici sau nu. Putem afla chiar de la nașterea copilului dacă din sângele cordonului umbilical extragem puțin sânge și testăm în el imunoglobulinele E totale. Acestea sunt substratul alergiei, sunt niște imunoglobuline cu o origine foarte veche care aveau sarcina de a apăra organismul contra paraziților, dar care acum, prin faptul că în țările civilizate paraziții nu mai sunt în cantitate așa de mare și atât de numeroși, nu numai de variați, aceste imunoglobuline, ca să zicem așa, ajungând să șomeze, s-au apucat să se lege de substanțele astea inocente, nevinovate, de care am vorbit, alimente, medicamente, polen și așa mai departe. Deci, aceste imunoglobuline E au o anumită concentrație care poate fi permisă, să zicem, între ghilimele, în limitele normalului în sânge și peste care valoare, dacă valoarea este crescută, noi știm că omul ăsta este alergic. Nu știm la ce, dar știm că este alergic. Dar putem să căutăm la ce este alergic. Deci avem un prim test de diagnostic încă din momentul nașterii, când putem verifica dacă există sau nu terenul. Da. Și în momentul în care avem certitudinea, că fiind destul de mari, o concentrație foarte mare, fără dubii că nu este la limita normalului, ci cu mult peste limita normalului, facem o analiză de depistare a diferitelor imunoglobuline specifice pentru alergenii respiratori, polen, acarien, mucegaiuri, peri de animale și mai departe, sau dejecte de animale. Și bineînțeles, pentru alimente sunt iarăși teste. Dar cel mai frecvent, încă, și eu pun foarte mare preț pe această formă de diagnostic, se folosește testarea cutanată, în care se introduce în derm alergenul printr-o înțepătură prealabilă pe care se pune o picătură de alergen și dacă reacția este pozitivă, se înroșește, măsurăm diametrul care trebuie să fie peste 2 mm și să spunem că este pozitiv. Deci se poate face așa. Eu folosesc foarte mult, cel puțin ca un ajutor, până la identificarea alergenului, metoda anamnezei, care este cea mai bună, deci, după părerea practic, anamneza înseamnă conversația cu pacientul. Discuția cu bolnavul și din discuția asta eu pot să aflu condițiile în care apare alergenul, să aflu locul unde apare, să aflu timpul unde apare. Dacă un bolnav intră în cabinet și începe să spună, doamne, doctor, nu știu ce se întâmplă cu mine, dar de câte ori vine primăvara, simt că am probleme, mă mănâncă ochii, mă mănâncă nasul, deja eu bănuiesc, aproape merg spre 100% că e vorba de o alergie la polen. Sau unul care spune, de câte ori mă duc la mama, la bunica mea acasă, în casa ei de țară, strănut, îmi curg ochii, tușesc și nici nu pot să stau în casă. Sunt cazuri, apropo de alergia la acarien, că despre asta este vorba, de bolnavi care, având obligația să meargă acasă să-și vadă părinții, dorm în mașină, nu dorm în camerele de acolo care sunt bogate în acarien. Deci aici diagnosticul e destul de simplu. Pentru că am discutat ieri cu domnul profesor Mencinicovski despre diversele adaosuri care pot fi aduse alimentelor în cazul procesărilor industriale, spuneți-mi, vă rog, cât de des vă confruntați cu alergii datorate eurilor, datorate coloranților, datorate adaosurilor? Conservanților, da. De tipul acesta. Foarte frecvent. Foarte frecvent, pentru că există acum, într-adevăr, o abundență
aceste euri, unele dintre ele sunt permise, nu sunt, nu amenință în mod evident și în mod semnificativ sănătatea individului, deci sunt admise. Da, da, le admiți, dar îți creează multe dintre ele posibilitatea apariției alergiei. Deci tot nu scapi de așa, de această ponegrire a acestor euri. Sunt și ele necesare, că nu degeaba. Cât de ușor este de diagnosticat o alergie la un aditiv, la un adaos? Nu e întotdeauna ușor, însă avem câteva măsuri radicale, așa, care dintr-o dată reduc cu 30-40% posibilitatea altor diagnostice decât de euri. De exemplu, cei care merg la fast food. La fast food-uri există atâtea euri încât copiii, mai ales cei care provin din familii de alergici, nu sunt sfătuiți, nu sunt lăsați să meargă acolo. Există foarte mult. Pentru că ați povestit de familiile de alergici, există vreo regulă, vreo modalitate de aglomerare a alergiilor într-o familie? Faptul că unul sau mai sau amândoi dintre părinți sau o altă rudă de sânge are alergie se transpune printr-o probabilitate ridicată de a avea alergie? Da, v-am spus mai adineori că s-au stabilit niște reguli. În primul rând că ponderea eredității este foarte importantă și dacă ambii părinți sunt alergici, părerea mea e că imediat ce se naște copilul să-i facă această detectare a IgE-urilor totale din sângele cordonului umbilical, pentru că o să spuneți, bine, dar el n-a venit în contact cu alergenul. Nu e adevărat, el este în contact cu alergenul din moment ce este în burtica mamei și când a început să respire. Dacă vorbim de o alergie la un aditiv alimentar sau alergie alimentară. Și se transmit anticorpii materni, adică, deci el este alergie odată. Și, bineînțeles, după aceea trebuie supravegheat, eventual prin teste, sunt așa numite testări prin paneluri cu alergeni alimentari sau respiratori. Eu le fac spre vârsta de 2-3 ani pentru ca să știu ce îl așteaptă pe viitor, ce profesie să-și aleagă. Dacă e alergic la polenuri multe, îl sfătuiesc să nu se facă inginer silvic sau... Exact, sigur. Dacă e alergic la carien, să nu lucreze la metrou sau în... Deci sunt niște indicații, însă problema cea mai importantă este să instituim o profilaxie chiar din această perioadă și se pot. Sunt multe forme de profilaxie care au un efect foarte important. Există sau nu există un tratament pentru alergii? S-a discutat la un moment dat despre tratamentul antihistaminic, dar vorbim despre un tratament care combate mai degrabă simptomele. Practic, în momentul în care ne confruntăm cu o alergie, prima măsură este evitarea alergenului. Bineînțeles, asta e cel mai bine. Cum spunea și Napoleon, în dragoste cel mai bun mijloc este fuga. Adică eviți capcana. E important însă ar fi să vă subliniez niște observații personale care au la bază o experiență de aproape 39 de ani de când sunt alergolog și pe care s-ar putea să nu le găsiți în cărți. În primul rând, antihistaminicile sunt foarte bune. Pentru unele persoane sunt suficiente, dar pentru marea majoritate nu sunt. Iar când e vorba să vii în contact permanent cu un alergen, de exemplu să stai într-o cameră cu mucegai și alergie la acarieni, poți să iei 10 antihistaminice, că nu reușești mare lucru. Depinde și de intensitatea reacției, dar sunt reacții unor atât de intense încât nu le poți cu nimic stăvi. Decât prin ieșirea din mediu și, bineînțeles, prin tratament cortizonic, pe care cu adrenalină uneori sunt situații severe și, bineînțeles, că nu le poți face tot timpul. Sunt probleme, sunt medici anesteziști care au alergie la mănușile astea de latex, care au alergie la latex. Sunt foarte multe. E foarte greu. Iar încă, foarte important, antihistaminicile nu prea ajută la alergia, noi vorbim, când vorbim de alergie, fiind atât de răspândită alergia, din cele patru categorii de reacții imunologice pe care le-au descris Gell și Coombs,
Numai prima reacție de tip 1, care mai este numită și atopia, care are la bază acestei imunoglobuline E, este încredințată alergologului. Pe urmă, celelalte 2 și 4 merg la dermatologi, că dau eczeme, dau reacții cutanate, unor sunt foarte severe, alergia de tip 3 cu precipitine în boli profesionale, adică nu mai este chiar așa o disciplină care să integreze toate fenomenele alergice. Însă, dat fiindcă de departe domină scena clinică, etiologia alergică, sigur că alergologii sunt mulțumiți că se ocupă numai cu așa ceva, adică nu mai au timp și de alte alergii. Totuși trebuie să știe, trebuie să cunoască și trebuie să cel puțin să îndrume. Și pentru că am vorbit despre această periodicitate, dacă vreți, a alergiilor, dată în special de faptul că primăvara este acel sezon în care încep să explodeze florile și explodează polenul. Haideți să discutăm câteva minute în încheiere și despre rinita alergică. Da. Ce este rinita alergică? Deci este un guturai. Toată lumea știe ce înseamnă guturai, cu fenomene secretorii, începând cu un nas care curge și, cu strănutul care de multe ori apare în cascade, salve de strănuturi. Asta este forma de rinită. Sneezers, sunt strănutătorii, sunt cei clasificați în categoria asta, și alții sunt categoria a doua, blockers, care au nasul înfundat și care nas se poate desfunda la un moment dat cu prețul unor strănuturi în cascadă, se eliberează prin secreții, respiră bine un timp foarte scurt, după care se înfundă la loc. Și dintre pacienții mei, că am încercat să-i divid în aceste două categorii, o a treia parte sunt cei care au și una și alta. Au și secreții nazale, dar se și înfundă și au acest joc. Strănută, se eliberează puțin de secreții și se înfundă la loc. Aș vrea să atrag atenția și pentru eventual medicii care întâmplător ascultă discuția noastră că forma aceasta cu obstrucție nazală predispune mai des la astmul bronșic. Există, de fapt, există un continuum al bolii între rinită și astm. De asta se și consideră că, de fapt, ele reprezintă o formă asociată, sau cum să spun, o singură formă rinită cu sau fără astm, dar cu timpul face astm, deoarece sunt circa 70-80% din cazurile de rinită se asociază cu astm. Foarte important, ca să nu uit că ați vorbit de alergia la polen, un fenomen care poate de multe ori să apară mai pregnant decât tulburările nazale, este pruritul. Pruritul care este nazal și de regulă este și ocular. Deci mâncărimea, senzația de mâncărimea la nivelul care, nasului și la nivelul ochilor. Dacă vreți să fiți sigur că e alergie la polen, îl întrebați dacă îl mănâncă și cerul gurii și până în gât. Că așa se întâmplă mult să aibă o astfel de manifestare. Chiar dacă nu este de natură alergică la polen, ea poate să apară și în cadrul unei alergii la alimente, dar și în cadrul unei alergii la acarieni. În cazul unei alergii la acarieni, poate să apară. Acarienii numiți în popor și păduchii de praf. Cam așa, da. Noi le zicem căpușe microscopice, că sunt din această categorie, și sau păianjeni microscopici, dar păianjenul și căpușa sunt niște deosebiri, că nu există căpușe păianjen, ci numai om păianjen. Apropo de diferențe, dar căpușele astea sunt foarte scârboase, la microscop văzute, așa, dar ele sunt dermatofagoide, teronicinus, farine și alți acarieni din aceștia. O ultimă concluzie vis-a-vis de alergii. Am stabilit că pot să fie forme foarte blânde, foarte ușor tolerate, dar există. Am stabilit că factorii care le declanșează pot să fie mai evidenți sau mai puțin evidenți. De multe ori necesitând niște teste destul de complexe pentru a identifica. Și depinde și de pacient care poate să surprindă anumite circumstanțe declanșatoare și de medic care să fie bine informat și să reușească să le identifice. Aș vrea doar să vă spun ceva foarte important. Suntem în anul 2014. La anul, în 2015, conform unor statistici ale Asociației Europene de Alergologie și Imunologie Clinică, jumătate din populația de copii a globului va fi alergică. Deci 50% dintre copiii
anului 2015 vor fi alergice. Deci un fenomen în extindere, poate cu altă ocazie să discutăm și cauzele acestei. Este o cauză ceea ce discutam și ieri cu profesorul Mencinicopschi, și anume explozia asta de factori poluanți, de chimicale. Fără discuție, la e una dintre cauze, da, încă da, din viața intrauterină. Da, dar poluanții, vedeți dumneavoastră, pe noi ne interesează nu numai poluanții alimentari, ci și poluanții atmosferici și particulele de ardere a dieselului, de la motoarele diesel, ele au rolul de a agresiona, de a rupe membrana de polen. E ca un de exemplu, o sodă caustică. Deci pur și simplu distruge această membrană și granulele fine de polen, care ele au rolul cel mai mare de a sensibiliza, apar. Dovadă că până la această introducere a motoarelor diesel în mediul agricol, paradoxal, oamenii de la țară n-aveau alergie la polen așa mare cum au orășenii. Odată ce au pătruns motoarele diesel, au devenit și ei la fel de alergici ca și orășenii, bancă și mai mult câteodată. Pentru că discutați despre persoanele care locuiesc la țară și persoanele care trăiesc la oraș. Există diferențe între numărul de alergii, între frecvența alergiilor, între gravitatea alergiilor la cei care locuiesc la țară față de cei care locuiesc în oraș? N-aș putea spune, pentru că la țară, unde mediul este mai natural, acolo se dezvoltă acarienii, mucegaiurile. La oraș, în schimb, există poluarea asta atmosferică și poluarea casnică și gazele de la instalațiile astea de aragaz, de toate astea, sobele care ard cu gaze. Deci nu scăpăm nici în... Plus că și la orașe sunt condensurile, care înseamnă mucegai. Și mucegaiul favorizează acarienii. Așa cum Se schimbă doar pericolul, nu se schimbă... Nu, și s-au repartizat egal. Să știți, eu practic am foarte mulți bolnavi de la țară. Foarte mulți. Pe lângă cei din București, care sigur că au accesibilitate mai mare, sunt de aici, nu iau trenul sau mașina ca să vin. Dar sunt destul de frecvent. Dragi telespectatori, aceasta a fost emisiunea de astăzi alături de domnul profesor Ioan Bradu Iamandescu, emisiune în care am discutat despre alergii. Vă așteptăm mesajele noastre pe pagina de Facebook, Noi să fim sănătoși, și ne revedem mâine alături de doamna profesor Luiza Spiru într-o discuție despre îmbătrânirea cerebrală. Până atunci, noi să fim sănătoși!